Prețul gigacaloriei în acest an se va dubla, anunță RAM Termoverde, societatea care administrează centralele și rețelele de distribuție a energiei termice. Odată cu creșterea prețului la gigacalorie și facturile vor crește proporțional. Există posibilitatea unei reduceri, dar nu atât de consistente, astfel încât buzoienii să nu resimtă creșterea prețurilor. Prețul este de 739,36 lei pe gigacalorie, fără TVA, cu TVA 880 de lei. A sărit prețul de la 484,83 la 739,36, deci este o creștere de 254,53 lei pe gigacalorie. Este posibil ca la ANRE, când se verifică documentația, să spună, domnule, mai dăm jos un 5%, în final marja este undeva între 5 și 10%, adică este posibil să spună mai dăm jos un 30 de lei, 40 de lei. În principiu ar trebui ca în 2-3 săptămâni să ne vină un răspuns de la ei. Creșterea prețurilor la gigacalorie este pusă pe seama facturilor la energie electrică și gaz, care au explodat în ultima perioadă. Este o nebunie totală pe piața gazelor naturale și a energiei electrice. Deci la noi megavatul de gaz a crescut cu 95% față de contractul anterior, iar la energie electrică avem o creștere de circa 50% față de contractul anterior. Buzoienii racordați la sistemul centralizat de distribuție a energiei termice ar putea să primească o mână de ajutor din partea primăriei Buzău. Practic, diferența de preț ar urma să fie împărțită în mod egal între cei racordați la RAM și municipalitate. Urmează ca în Consiliul Local să se supună aprobării ca această creștere de 254,53 să fie împărțită. Jumătate să fie subvenționată de către OAT, jumătate de către populație. Asta înseamnă că dacă populația suportă jumătate, acum populația plătea 250 de lei pe gigacalorie fără TVA, ar însemna o creștere de 127,27 de lei și ar fi un preț plătit de populație fără TVA de 377,27 lei pe gigacalorie, care cu TVA înseamnă 449 de lei rotul. În acest moment, în jur de 4.000 de apartamente sunt racordate la RAM, cele mai multe în cartierele Micro 14 din municipiul Buzău.